dacă citiți Hagai capitolul 1, probabil că ce s-ar potrivi foarte bine după mii de ani și astăzi, sunt două versete, o mustrare din partea lui Dumnezeu, versetul 4, dar pentru voi, nu știu dacă e ceva care descrie mai bine din profet situația actuală, dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta este dărâmată și noi ne referim acum, bineînțeles, nu la casa Domnului fizic, da? Că nu pereții ăștia sunt casa Domnului și sunt dărâmate, că după cum observăm, cu cât e mai precară starea spirituală a unei adunări, cu atât să vedeți că investițiile sunt mai mari în clădiri. Vor să facă și acum și pocăiți vor să facă catedralele mântuirii neamurilor. Vorbesc în metaforic, da? Nu fac ei la propriu, dar e aceeași tendință spre a construi mănăstiri mari, domenii largi, investiție mare în clădiri. Da? Și întrebarea Domnului este, bineînțeles, aplicabil pentru noi, noi fiind casa Domnului spirituală, este întrebarea pentru noi, pentru fiecare, pentru toți credincioșii, pentru toate adunările, este chiar o întrebare și pentru adunările care au devenit sinagogi ale satanei. Este o întrebare pentru eu, a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, să faceți investiția asta când casa Domnului spirituală este dărâmată? Sau versetul 9, Domnul Oștirilor zice, din pricina casei mele care stă dărâmată și auziți, pe când fiecare, bine mi-a sunat refrenul ăsta mult în minte, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Nu se potrivește? Pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Din nefericire, lucrurile sunt așa, dar vedem că Dumnezeu a lucrat prin Hagai o trezire spirituală și aceasta este speranța, rugăciunea, dorința, preocuparea noastră să ne rugăm lui Dumnezeu, să citim cuvântul, să stăm în adunare, să căutăm pe Dumnezeu ca El să facă și în viețile noastre o trezire spirituală la magnitudinea la care El dorește. Amin. Amin. În această doua parte a studiului din cartea Hagai, capitolul 1, aș vrea să privim puțin pasajul acesta dintr-o altă perspectivă. Dacă ne-am uitat la niște modalități, la niște pași, la niște acțiuni pe care le face Dumnezeu pentru a produce trezire în poporul Israel, astăzi aș vrea să ne uităm care sunt câteva semne care demonstrează că un popor, și ne aplicăm la noi că o congregație, că o adunare, că niște oameni, că un grup de credincioși au nevoie urgentă de trezire. Care sunt niște semne? Și ne dăm seama de semnele acestea punând întrebarea următoare. Ce anume Dumnezeu mustră la poporul acesta? Da? Ce anume Dumnezeu vrea să vadă la poporul acesta? Și poporul nu are. Faptul că nu le are și Dumnezeu mustră că nu are lucrurile alea, înseamnă că alea sunt lucruri care arată că ei aveau nevoie de trezire. Dumnezeu îi mustră pentru lipsa acelor lucruri și apoi vine trezirea. Asta înseamnă că când nu sunt lucrurile acelea, e o problemă și e nevoie de trezire spirituală. Ce le voi enumera întreagă pentru că ne-am uitat în primul mesaj pe largă la ele. În primul rând, când păcatul ajunge la cote înalte, este acceptat și justificat în poporul Domnului. Da? Domnul vorbește pentru tot poporul, tot poporul se afla în situația asta. Niciunul dintre ei nu spunea, Domnule, hai să ne apucăm de zidirea casei Domnului. Toți se preocupau de casele lor. Toți ignorau casa lui Dumnezeu și nu spuneau că nu o să zidească, că deja a început zidirea, luaseră o pauză cam lungă, ci spuneau că nu e acum vremea să facă lucrul acesta. Da? Într-un fel, conștiința comunității este pur și simplu îngropată. Conștiința comunității. Este o conștiință personală pe care o avem, dar este o conștiință pe care o avem ca și comunitate. Și conștiința asta a comunității se manifestă uneori negativ prin faptul că toți tolerăm un anumit tip de păcate. Tacit le acceptăm și nu mai spunem nimic despre lucrurile astea. Ca și cum nici nu mai avem ce să facem în privința anumitor lucruri. Le lăsăm că așa îi. Așa e la noi la români, așa e la noi la balcanici, așa e la noi la pocăiți, așa e în bisericile noastre, așa e în România, așa e peste tot. Și chiar auzi credincioși folosind scuzele astea. Așa e peste tot. Dar ce, vreo biserică perfectă? Da, astea sunt probleme care se întâlnesc peste tot. Cumva că dacă se întâlnesc peste tot, suntem noi scuvați, scuzați într-un fel. Suntem justificați cumva înaintea lui Dumnezeu faptul că și vecinul a făcut ceva. Da? Conștiința comunității este îngropată. Și ăsta este un semn că este necesară
trezirea spirituală. Este un semn că este necesară trezirea spirituală. În al doilea rând, când poporul neglijează casa lui Dumnezeu. Și lucru ironic este că atunci când neglijăm casa lui Dumnezeu, ne neglijăm pe noi înșine de fapt. Că noi suntem casa lui Dumnezeu. Nu, ar trebui să ne băgăm serios mințile în cap. Să înțelegem că ce facem aici, nu-i facem lui Dumnezeu ceva. Fraților, când îi dăm noi glorie și slavă lui Dumnezeu, noi nu-i adăugăm lui Dumnezeu nimica. Deci fie foarte clar la lucrul ăsta. Deci Dumnezeu nu se simțea singur în veșnicie, avea puțină slavă și așa strălucea puțin el așa, ca o stea, și s-a gândit Dumnezeu, ce să fac ca să aduc mai multă slavă? Păi să creez niște oameni pe care să-i fac să-mi aducă slavă. Și o crea Dumnezeu, nu prea au mers lucrurile acolo, că l-a lăsat pe Satana înăuntru, o jefuit iar pe Dumnezeu de slavă, toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, că am păcătuit. Și planul lui Dumnezeu tot nu s-a împlinit. Și acum Dumnezeu s-a gândit, l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, mântuiește o parte din umanitate și prin ei încearcă Dumnezeu cumva să repare problema ca să-și ia din nou slavă prin noi. Fraților, Dumnezeu nu are nevoie de la noi de nimic. Vă aduceți aminte când Ștefan scos în public și întreba de ce vorbește împotriva templului și a legii, Ștefan își încheie predica lui înainte să intre cu drujba în ei, oameni tari la cerbice și așa mai departe. Ștefan spune, nu spune Dumnezeu în Scriptură, ce locuiește Dumnezeu în case făcute de mâna omului, în temple făcute de om. Nu-l poate cuprinde pe Dumnezeu nici cerul, nici pământul. Nu are nevoie Dumnezeu de nimic, ar trebui să pornim de la ipoteza asta când venim în adunare. Când ne gândim la viața noastră ca și comunitate, ar trebui să totdeauna să pornim de la ipoteza, de la premiza asta. Nu Dumnezeu are nevoie de ceva. Să nu-mi imaginez așa, chiar dacă nu spun lucrul ăsta, că mă duc la adunare, cum spunem noi, mă duc la biserică și fac un favor lui Dumnezeu. Nu-i faci lui Dumnezeu niciun favor. Când neglijezi adunarea, te neglijezi pe tine. Când neglijezi adunarea, te neglijezi pe tine, neglijezi familia ta, neglijezi comunitatea și până la urmă ne neglijăm pe noi, starea noastră spirituală și binele nostru la propriu. Că nu-i face lui Dumnezeu nimic. Și paradoxul, aparent, un paradox este că atunci când îi dăm glorie lui Dumnezeu, ne facem bine nouă înșine. Cea mai mare demonstrație de slava lui Dumnezeu a fost când a dat pe Domnul Iisus Hristos. Atunci ne-a făcut Dumnezeu cel mai mult bine. El și-a dat cel mai mult slavă, dar atunci ne-a făcut nouă cel mai mult bine. Atunci ne-a securizat pentru totdeauna mântuirea sufletelor noastre. Când Dumnezeu își ia slavă, Dumnezeu ne face nouă bine. Când noi dăm slavă lui Dumnezeu, noi ne facem, într-un fel, nouă înșine bine. Nouă înșine bine. De aceea este o poruncă de a ne bucura în Dumnezeu. Nu de a fi supărați în Dumnezeu. De a fi ofticați în Dumnezeu. De a sta cu capul plecați ca niște pipirigi înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu e desfătat teribil când vede atitudinea asta noastră. Da. Să pornim de la premisa asta. Poporul se neglijează pe el însuși, asta este un semn că este necesară trezirea, prin faptul că neglijează casa lui Dumnezeu. Și uitați-vă, cu cât trăiau mai mult în starea asta, cu atât le mergea mai prost. Și avem în Vechiul Testament tiparul ăsta. Nu asculți de legile lui Dumnezeu, îți merge prost din punct de vedere economic, financiar, material, ca să vezi tu acum nou legământ, să înțelegi exact relația asta. Când îl neglijezi pe Dumnezeu, când neglijezi casa lui Dumnezeu, te neglijezi pe tine, ție îți merge prost. Da? Asta este relația, întotdeauna este așa. Nu că acum ți-ar merge totdeauna bine, da? Știm că s-a schimbat puțin paradigma în nou legământ. Promisiunile pe care noi le avem nu sunt niște promisiuni materiale. Dar relația rămâne la fel. Când tu neglijezi adunarea, când tu neglijezi pe Dumnezeu, în ultimă instanță îți faci ție însuți rău. Ceea ce Dumnezeu ne cere în ultimă instanță, tradus când Dumnezeu spune: preocupați-vă de sufletele voastre, preocupați-vă de, întâi de relația mea cu voi, preocupați-vă de adunare. Dumnezeu spune: faceți-vă vouă înșivă. Faceți-vă vouă înșivă bine. Vouă înșivă faceți-vă bine. Nu vă neglijați pe voi, că vouă înșivă vă faceți rău. Nu-i facem lui Dumnezeu rău. Nu știți, să nu credeți că Dumnezeu coboară cu tronul lui mai jos din cauza faptului că noi nu ne purtăm cu trebuie. Nu, nouă înșine ne facem răul acesta. Și gândiți-vă puțin la Vechiul Testament, la casa lui Dumnezeu, la templu. Ce se întâmpla acolo? În primul rând, acolo era locul întâlnirii lor cu Dumnezeu. Era locul manifestării prezenței lui Dumnezeu. Lucru trist, tragic, este că poporul nu simțea lipsa prezenței lui Dumnezeu. Poporul nu mai simțea lipsa prezenței lui Dumnezeu. Atunci ai nevoie de trezire spirituală. Când pur și simplu zici, mă, ăsta despre ce vorbește acolo?
Care-i problema? Dom'le, noi construim în continuare, ne trăim viața. Ce tot să-ți bate ăsta acolo? Care-i treaba? Poporul nu mai simte că e o problemă, că Dumnezeu nu se manifestă. Poporul nu mai are tânjirea aia pe care o au unii psalmiști. Unde sunt minunile lui Dumnezeu din trecut? Unde e Dumnezeu care s-a manifestat într-un fel și în altul? Nu mai are niciun fel de problemă. Niciun fel de problemă. Casa lui Dumnezeu era locul întâlnirii lor cu Dumnezeu. Și în al doilea rând, casa lui Dumnezeu era pentru ei locul manifestării vizibile a favorurilor evanghelice. La ce mă refer când zic favoruri evanghelice și manifestarea vizibilă a favorurilor evanghelice? Favorul evanghelic a avut și poporul Israel prin simplu fapt că atunci când aducea un animal la templu și îl omora ca jertfă, îi se promitea iertarea păcatelor. Ăsta este un favor evanghelic. Îi se promitea iertarea păcatelor prin har, prin credință. Nu se îi se promitea iertarea păcatelor prin fapte. Prin faptul că omora animalul arăta că este un substitut în locul lui, da? Era o proto-evanghelie, o evanghelie arătată dinainte, da? Asta avea un favor evanghelic. Prin faptul că ei neglijau casa lui Dumnezeu, neglijau favorul evanghelice, harul lui Dumnezeu, favorul pe care Dumnezeu îl făcea, ducându-i acolo și arătându-le la propriu proto-evanghelia. Evanghelia într-o coajă din nucă, așa cum o vedeau ei atunci. Ei se jefuiau pe ei înșiși de lucrul acesta, da? Neglijau calea aceea de acces pe care Dumnezeu a stabilit-o ca ei să intre în prezența lui Dumnezeu. Conștiința lor să primească continuu. Doamne, am iertare păcat, am iertarea păcatelor. Preotul îmi spune de fiecare dată când am iertarea păcatelor, că mi sunt acoperite păcatele. Uite, Dumnezeu iară mi-a dat favor, Dumnezeu iară mi-a dat favor. Și ei neglijau tocmai lucrul acesta. Da? Când poporul neglijează casa lui Dumnezeu și astfel se neglijează pe sine relația cu Dumnezeu, este un semn că este nevoie urgentă de trezire. În al treilea rând, când poporul nu mai este interesat de slava lui Dumnezeu între națiuni. În vremea respectivă, fără doar și poate și astăzi este la fel, casa lui Dumnezeu era simbolul prezenței lui Dumnezeu și pentru națiuni care se uitau în jur la starea templului, pentru națiuni era un motiv de ocară și de bajocură. S-au întors ticăloșii ăștia din exil, dar uite ce prăpădiță. Templul spunea ceva despre Dumnezeul lor, nu numai despre ei, despre Dumnezeul lor. Îs părăsiți, îs abandonați, s-au întors, au început să zidească, dar de fapt, uite, cineva a făcut acolo niște scheme și ei s-au oprit din zidit. Gata, s-a speriat toată lumea. Poporul nu mai este interesat de slava lui Dumnezeu și auziți ce zice Dumnezeu. Cum îi motivează Dumnezeu pe ei? Ascultați, zice versetul 8 așa. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Și auziți ce motivație le dă. Nu zice, și de atunci ați vedeți ce bine o să vă meargă. Și zice așa, eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Deci motivația ca să apuce de zidirea templului, să fie serioși, e că Dumnezeu se va bucura și va fi proslăvit. Dumnezeu se duce la motivația motivațiilor. Cu siguranță au fost și alte efecte, cum am spus, și alte efecte ale zidirii templului. Și alte efecte. Dar motivația primară pe care Dumnezeu o stabilește în pasajul acesta este că Dumnezeu se bucură și Dumnezeu este proslăvit. Acum vreau să vă spun un lucru. Și am observat lucrul ăsta în rugăciunile noastre. Și eu fac la fel. Ne tânguim și spunem înaintea lui Dumnezeu că nici rugăciunile noastre nu sunt bune, nici pocăința noastră nu sunt bune, nici faptele noastre bune nu sunt perfecte. Și așa este. Nu există nimic ca perfect la noi. Dar să nu vă imaginați vreodată că lucrurile astea imperfecte nu sunt acceptate de Dumnezeu. Adică imaginați, noi venim aici, facem totul imperfect și totul este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu e supărat tot de fiecare dată, indiferent ce facem, bine sau rău, că totul e imperfect. Lucrurile nu sunt așa. Este greșit să gândim lucrurile așa. Prin mijlocirea Domnului Iisus Hristos, prin sfințirea pe care o lucrează Duhul Sfânt în viețile noastre, ceea ce aducem înaintea lui Dumnezeu este o slujbă duhovnicească plăcută lui Dumnezeu. Citiți o grămadă de texte din Noul Testament. Nu datorită nouă înșine, ci datorită lui, dar ele sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Că la un moment dat trebuie, bă, ce să mai fac oricum, ăștia zic în continuu că nimica nu-i bun. În tot e păcat, n-are sens, la ce să mai bat capul, că oricum nimica nu-i bun. Am cântat, n-am cântat din toată inima, că sigur am cântat chiar din toată inima 100%, da? M-a rugat, nu m-a rugat bine 100%, am ascultat mesajul, nu am ascultat mesajul chiar cu inima total deschisă, nimic nu-i bun, mai bine nu mai fac nimica. Nu trebuie să gândim așa, sub nicio formă. Ar trebui să ne dăm tot interesul să
ne folosim de metodele Harului, cum le numim noi, de mijloacele Harului, să-i dăm gloria lui Dumnezeu prin lucrul acestea și să ne imaginăm și să ne gândim la faptul că în timp ce facem asta, Dumnezeu se bucură. Este un gând minunat. Este un gând minunat să știi că te duci la adunare, Dumnezeu se bucură că te duci la adunare. Ți-ai adus copii la adunare, Dumnezeu se bucură de lucrul ăsta, că El ți-a poruncit să faci asta și tu ai făcut. Dumnezeu se bucură că te rogi, Dumnezeu se bucură că citești cuvântul Lui, Dumnezeu se bucură că asculți cuvântul Lui, Dumnezeu se bucură când te pocăiești de păcatul tău, îți dai slavă lui Dumnezeu prin asta. Chiar dacă lucrurile astea sunt imperfecte și noi căutăm să mergem spre desăvârșire și normal lucrul acesta, și Duhul Sfânt va face lucrul acesta progresiv în viața noastră, Dumnezeu se bucură când facem lucrurile acestea. Să ne trezim conștiința cu gândul acesta. Să fim interesați de slava lui Dumnezeu. Să nu lăsăm pe diavolul să ne jefuiască prin tot felul de teorii că Dumnezeu nu s-ar bucura de absolut nimic de ce facem noi. Că ne sabotăm pe noi înșine. Sabotăm la propriu viața noastră spirituală. Nu mai avem nicio motivație. Ascultați-mă, motivația supremă este slava lui Dumnezeu. Acum, nu știu, știu că dumneavoastră nu prea ați avut așa probleme în familie, dar unele familii care mai au probleme, chiar de credincioși, care mai au probleme, soțul cu soția, mă, nu fel la scandaluri, monstru sau cine știe ce tărăboi imens, da? Mai au discuții acolo între ei, știi, la un moment dat se mai gândește soțul sau soția, în câte o consiliere, ei auzi că spun lucrul ăsta, domnule, nu mai simt nimica pentru ea, nu mai aici a fost, nu mai, acum parcă ne chinuim să stăm împreună, parcă suntem numai așa, niște parteneri, trebuie, ce să facem, avem prunci, mergem înainte. Motivația soțului sau soției în situații din astea grele, singura motivație este, domnule, Dumnezeu mi-a poruncit să fiu cap de familie sau mi-a poruncit să fiu femeie în familia asta, să fiu mamă, să fiu soție și o să fac ce trebuie să fac, chiar dacă ăsta e un ticălos pentru gloria lui Dumnezeu. Nu o fac pentru El. Foarte bine. Aia este o femeie credincioasă. Pentru acționează pe baza cele mai puternice motivații pe care o poate avea. Și de multe ori Dumnezeu ne lasă în situația asta multe domenii ca să ajungem la motivația ultima a lucrurilor. Să ne dăm seama că singura motivație care ne poate împinge în cazuri extreme este slava lui Dumnezeu. Știi, Dumnezeu se bucură că eu, în ciuda ceea ce se întâmplă în jurul meu, în ciuda circumstanțelor din familia mea, de la locul sau unde mai sunt eu, în ciuda acestor lucruri, eu acționez bazat pe slava lui Dumnezeu, bazat pe interesul meu pentru gloria lui Dumnezeu. Că nu ne mai interesează slava lui Dumnezeu, că nu ne mai interesează dacă Dumnezeu se bucură sau nu se bucură, avem nevoie urgentă de trezire spirituală. Într-o discuție cu niște frați slujitori, unul dintre ei în mod special s-a arătat oripilat de faptul că în dimineața respectivă se predicase în adunare că scopul principal pentru care Dumnezeu a făcut lucrarea mântuirii este să-și aducă lui slavă. Și omul era oripilat de gândul că Dumnezeu a făcut asta în primul rând să-și aducă lui slavă. Nu a făcut de dragul omului în primul rând, ci a făcut ca să-și aducă lui slavă. Era oripilat de gândul ăsta. Asta este motivația supremă a tuturor acțiunilor lui Dumnezeu. A tuturor acțiunilor lui Dumnezeu. Aici este diferența fundamentală între umanism, o viață centrată pe om, o mântuire centrată pe om, un Dumnezeu centrat pe om și teocentrism, la propriu, ceva centrat în Dumnezeu. Aici e diferența fundamentală. 4. Poporul este insensibil la mustrările și pedepsele lui Dumnezeu. La propriu Dumnezeu îi lovește cu secetă, îi lovește cu pagubă până la gură, domnule. Și în lingura care o duceau la gură îi lovește Dumnezeu cu pagubă. N-aveau satisfacție nici când mâncau. Și ăștia, insensibil. Nu vine unul din poporul Israel până ridică Dumnezeu pe Hagai să spună, mă, nu cumva din cauza asta ne merge așa? Nimic. Insensibil la pedepsele și mustrările lui Dumnezeu. Și acum noi am dezvoltat o teorie care parțial este biblică. Și spunem, domnule, în Biblie ni se arată că le merge bine și la aia bun și la aia rău. Ni se arată de asemenea că le merge rău și la aia bun și la aia rău. Deci nu putem să stabilim când îți merge rău că neapărat ai făcut un păcat. Și e adevărat asta, nu? De ce s-a născut orbul ăsta așa? O păcătuit el sau părinții lui? Acum, iertați-mi expresia, cât de prost să fii să spui dacă a păcătuit el sau părinții lui dacă s-a născut orb? Când să fii păcătuit? Într-o viață anterioară? Cum să întrebi dacă a păcătuit el sau părinții lui dacă s-a născut orb? Da? Da. Filozofia omului e obligat să spună asemenea enormități și asemenea prostii. Da? E adevărat lucrul ăsta, că nu poți să spui 100% într-o situație, mai ales pentru altcineva, că dacă îi merge rău, neapărat o păcătuit. Dar e posibil să-i meargă rău fiindcă o păcătuit. Există în continuare varianta asta. Nu poți să spui totdeauna că e așa, dar există în continuare varianta asta.
Există posibilitatea asta că dacă Dumnezeu mă iubește, de exemplu și eu sunt vitezoman, să permită Dumnezeu să dau cu mașina într-un gard, ca să mă învețe Dumnezeu ceva. Nu să spun, a, o dat mulți alți oameni care duceau misiune în gard. Alți au murit în timp ce duceau și să predice Evanghelia. Asta ce înseamnă că o păcătuit? Păi nu înseamnă că o păcătuit asta cu privire la ea, dacă privire la tine s-ar putea să fie adevărat. Că Dumnezeu te-a lăsat pe tine sau ți-o permis să se întâmple lucrul acela ca să te pedepsească pentru păcatul tău. Vedeți dumneavoastră, putem să construim o altă extremă. Niciodată nu putem să spunem că atunci când ne merge rău, noi am păcătuit. Ceea ce este fals. Nu e posibil ca uneori când ne merge rău în multe domenii din viața noastră să fie datorită faptului că am păcătuit. Și acolo este nevoie de cercetare, de rugăciune, de autoanaliză, de examinare în fața cuvântului lui Dumnezeu și cred că Duhul lui Dumnezeu ne va impulsiona, ne va călăuzi și ne va arăta ce anume se întâmplă în viața noastră. Ne va arăta lucrul acesta. Poporul este insensibil la mustrările și pedepsele lui Dumnezeu. Să nu confecționăm noi teorii din astea și doctrine care să ne facă insensibil la pedepsele lui Dumnezeu. Îmi merge prost, dar eu sunt fără niciun fel de problemă. Nici nu-mi pun problema dacă am un păcat în viața mea. Că le merge rău și la alții care sunt pocăiți. Mai pocăiți ca mine. Deci nu e nicio problemă. Nu. Să nu gândim în felul acesta. Că ne anesteziem conștiința, să nu ne mai dăm seama că Dumnezeu ne vorbește și prin mustrările Lui. Scriptura ne arată că Dumnezeu ne bate cu nuiaua. Că Dumnezeu ne disciplinează. Pentru ce ne disciplinează Dumnezeu? Vă întreb, pentru ce? Pentru păcat. Dar dacă eu spun, nu domnule, întotdeauna când se întâmplă ceva rău, negativ, nu arată nimic din relația mea cu Dumnezeu, atunci voi fi insensibil la mustrările lui Dumnezeu. Asta se întâmplă cu poporul Israel. 5. Poporul nu mai percepe providența meticuloasă a lui Dumnezeu, adică intervenția supranaturală a lui Dumnezeu în toate domeniile din viața lor. În toate domeniile din viața lor. Și vedeți, Dumnezeu în tot pasajul enumeră domenii în care El lucra cu putere. Ia auziți, semănați mult, strângeți puțin, mâncați, nu vă săturați, beți, nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați, nu vă este cald, cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă, da? Dumnezeu din nou începe să vorbească despre lucrul acesta. Am chemat seceta peste țară. Când auzi la propriu, îi așa o euforie acum, mi se pare mie recent, în care se promovează ideea asta că Dumnezeu nu face, sub nicio formă Dumnezeu nu are vreo implicație în rău, în rău natural mă refer. Asta e tot lucrarea satanei. Ia auzi ce spune Dumnezeu. Am chemat seceta. Am chemat seceta. Asta e pe față împotriva carismatismului. Îi spun, numai satana poate să provoace rău, din orice punct de vedere. De la boli, la... numai satana. Și teologia carismatică, ultimul val asta, în principiul teologiei carismatice, ultimul val, va trebui să știți lucrul ăsta, că o să-i auziți tot mai des. Promovează că creștinii trebuie să ajungă în toate sferele societății și sună bine. Dar în același timp promovează creștinii ajuns în toate sferele societății, ajung să domineze, să stăpânească orașele. Încep să se predice lucrurile astea. Și asta nu prea e luat din Biblie. Și că noi, într-un fel, suntem trimiși de Dumnezeu să dominăm societatea, cultura, natura și să venim cu autoritatea și puterea lui Dumnezeu și să restaurăm ordinea inițială a creației lui Dumnezeu. Să fie un fel de Eden din ăsta pe pământ. Nu! Domnul spune, am chemat seceta peste țară, nu restaurezi tu nimica. Prieteni, nu restaurezi nimica. Și în practică nu se vede că restaurează nimic. Poți să proclame ei când vor ei. Eu am luat parte la vindecări ale râurilor. Bă, la ea să vedeți ce puturos e râul ăla în continuare. Am luat parte la demontarea și la închiderea maternităților în care se fac avorturi. Maternitatea e în continuare acolo. Și se fac avorturi, din păcate, în continuare acolo. Se povești nemuritoare. Dar revenind la subiectul nostru, am chemat Dumnezeu seceta peste țară. Am chemat seceta peste munți. Am chemat seceta peste grâu, peste munți, peste îndelem, peste tot ce aduce pământul. Am chemat seceta peste oameni, peste vite și peste tot lucrul mâinilor voastre. Asta se cheamă providență meticuloasă. Dumnezeu se bagă peste tot în viața ta. Prin secolul XIX a existat o doctrină numită deism. Deism, avem teism, doctrina, credința în existența lui Dumnezeu și deism. Deismul acceptă existența lui Dumnezeu, dar spune că Dumnezeu, după ce a creat toate lucrurile, s-a retras undeva. Și ne lasă pe noi să ne facem
viața cum crede în noi. Nu există. Dumnezeu zice, eu am chemat. Și Dumnezeu nu are niciun fel de problemă că o să ne punem noi întrebare și o să filozofăm. Dar cum un Dumnezeu bun ar putea să cheme secetă peste țară? Cum un Dumnezeu bun ar putea să ducă dezastru în tot lucrul mâinilor noastre? Cum? Nu spune Dumnezeu niciun fel de problemă. Nu vedeți pe Dumnezeu preocupat și speriat de faptul că noi o să punem întrebări din astea existențiale. N-are niciun fel de problemă Dumnezeu, da? Cu lucrul acesta. Credența meticuloasă a lui Dumnezeu. De ce e important? De ce este importantă această doctrină? De ce e important să vedem intervenția lui Dumnezeu minuțioasă în toate aspectele vieții noastre? Și de ce? Asta va aduce frica de Dumnezeu în inimile noastre. Asta ne va ajuta să conștientizăm în timpul zilei, când pricep doctrina asta și o accepți în sufletul tău și o îmbrățișezi, să vezi în timpul zilei intervenția lui Dumnezeu. Pas la pas intervenția lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu peste tot. Asta te va ajuta să trăiești cu Dumnezeu, știind că Dumnezeu este alături de noi la fiecare pas. Asta te va ajuta să te ferești de păcat, pentru că Dumnezeu nu a plecat nicăieri, nu s-a retras nicăieri Dumnezeu. Dumnezeu este acolo și Dumnezeu poate și va interveni. Poate și va interveni. 6. Din popor lipsește complet cuvântul profetei care se confrunte păcatul. Nu este nici măcar unul care să vină să ridice problema rezidirii templului. Nici măcar unul. Nici măcar unul. Și în final, poporul este preocupat cu pasiune doar de propriul confort. Auziți cum descrie Dumnezeu păcatul lor. Casa mea, zice Dumnezeu, stă dărâmată pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Câtă pasiune! Cât interes! Da? Deci ăștia nu erau niște oameni așa apatici prin fire. Niște oameni așa cu un temperament din ăsta melancolic, niște oameni liniștiți, nu puteți să-i bagi mai mult din viteza a doua navei ce faci cu ei. Nu! Când vinea vorba de casele lor, interes maxim. Poporul este preocupat cu pasiune doar pentru propriul, doar de propriul confort. Și sunt aceste teste pe care ar trebui să ne le punem în această dimineață fiecare dintre noi, nouă înșine. Da? Să le luăm la rând. 1. Îți linșezi conștiința cu faptul că și alții păcătuiesc? Îți lișezi conștiința cu faptul că și alții lipsesc de la adunare, cu faptul că și alții nu citesc Biblia, cu faptul că și alții nu se roagă? Și poți aplica asta la multe alte păcate pe care în taina inimii tale s-ar putea să le cocoloșești și să le justifici. Cu o simplă justificare. Toți oamenii fac așa. Deci eu fiu mai ocoș să mă apuc eu de făcut ceva cu totul special? Nu. 2. Neglijez favorul dat de Dumnezeu prin metodele Harului. Adunarea este o metodă a Harului. O metodă principală a Harului. Adunarea, cuvântul, închinarea, rugăciunea. Sunt lucruri pe care le auzim în continuu. Și deși le auzim în continuu, s-ar putea să ne neglijăm. Eu nu știu cât vă rugați dumneavoastră acasă, cât citiți Sfânta Scriptură, ce preocupare aveți pentru ca familia să se strângă la închinare. Habar nu am. Dar auzim lucrurile astea de cel puțin vreo 2-3 ani de zile, nu? Să spun lucrurile astea. În multe adunări nu se spune. Nici aia n-au nicio scuză, că le spune cuvântul. Dar la noi se spun. Întrebarea este, neglijăm ca poporul Israel harul, favorul dat de Dumnezeu prin metodele Harului? Dacă da, ne asemănăm cu ei. 3. Este pasiunea ta principală slava lui Dumnezeu în lume? Calitatea adunării noastre, calitatea spirituală a adunării noastre, calitatea trăirii, calitatea moralității, sfințenii, mă refer la moralitate în sensul biblic, calitatea sfințirii adunării noastre afectează modul în care oamenii văd slava lui Dumnezeu. Ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl care este în ceruri. Dacă ei nu văd faptele noastre bune, trăirea noastră bună, ei nu vor slăvi pe Tatăl nostru care este în ceruri. Dar oare ce o să facă? Din pricina voastră, este hulit numele lui Dumnezeu. Și nu se întâmplă asta peste tot? Credeți că Zalău mai are nevoie de o adunare din pricina căreia să fie hulit numele lui Dumnezeu? Credeți că mai era nevoie de încă o adunare în alt cartier care să provoace din nou hulă împotriva numelui lui Dumnezeu? Nu, nu aveau nevoie de asta. Dimpotrivă, este necesar peste tot în țara asta și peste tot în lumea asta adunări care să iubească pe Dumnezeu, care să poarte cu grijă, care să țină aproape, care să țină împreună și care să caute din toată inima ca Dumnezeu să primească glorie și slavă. Este nevoie de lucrul acesta. Din punctul meu de vedere,
Unii se arată așa foarte oficați. Dumnezeu, s-a mai deschis o adunare nu știu unde. S-a mai deschis o adunare nu știu unde. Dumnezeu, punctul meu de vedere, se deschide câte o adunare la fiecare colț de stradă. În fiecare cartier, în cele mai mici orașe, să se facă adunări la fiecare colț de stradă. N-am niciun fel de problemă cu asta. Numai să se strângă acolo oamenii în numele Domnului Iisus, să facă lucrurile după cuvântul lui Dumnezeu și să caute să dea gloria lui Dumnezeu. Care e problema că s-ar deschide adunări la fiecare colț de stradă? Care e problema? Nu văd nicio problemă în chestiunea asta. Problema și întrebarea este dacă adunările respective aduc gloria lui Dumnezeu. Dacă adunările respective se aliniază la cuvântul lui Dumnezeu. Asta este singura întrebare. Este singura întrebare la propriu. Este pasiunea ta principală slava lui Dumnezeu în lume? Noi nu mai putem să gândim acum, e treaba mea ce fac. Nu, că ce faci tu afectează adunarea. Și ce afectează adunarea, afectează slava lui Dumnezeu în lume. Și dacă pasiunea ta principală este slava lui Dumnezeu în lume, atunci te vei purta cu grijă. 4. Vezi acțiunile corective ale lui Dumnezeu sau îl excluzi pe Dumnezeu din evenimentele negative? Vedem noi când Dumnezeu ne disciplinează. E o problemă mare asta, să știți. Dumnezeu disciplinează pe orice fiu pe care îl primește. Altfel zice, suntem fii născuți din curvie. Suntem ilegitim. Nu suntem ai lui. Nu suntem ai lui. E o problemă importantă asta să te examine. Domnule, Dumnezeu, eu fac anumite fapte păcătoase în anumite domenii din viața mea. Lucrurile nu sunt... Văd intervenția disciplinatorie, corectivă a lui Dumnezeu sau nu? Dacă nu o văd, e o problemă mare. Mare de tot. A identității mele ca și creștin. Nu dacă sunt matur sau imatur. Dacă sunt creștin. Nu dacă sunt un creștin matur sau imatur. Dacă sunt la propriu creștin. Poporul nu mai vedea intervenția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a ajutat să vadă lucrul acesta și să le arate că ei sunt în continuare poporul lui Dumnezeu. Că sunt poporul lui Dumnezeu. 5. Percep prezența lui Dumnezeu în toate aspectele vieții. Providența lui Dumnezeu în toate aspectele vieții. Și în final, este confortul personal factorul central al vieții? Asta este o întrebare bună. Este confortul. Tot ce fac eu gravitează în jurul faptului că vreau să meargă bine, să-mi construiesc și așa mai departe. Acestea sunt câțiva factori care arată că poporul avea nevoie de trezire. Haideți să recapitulăm puțin cum îi pregătește Dumnezeu pentru trezire. Dumnezeu ridică un profet. Dumnezeu trimite în al doilea rând profetul să rostească un mesaj. Un mesaj de confruntare a păcatului, un mesaj de conștientizare a consecințelor păcatului, un mesaj de conștientizare a providenței divine, a providenței meticuloase, un mesaj de chemare la pocăință practică, un mesaj de motivare duhovnicească, da? Suiți-vă pe munte, aduceți lemne, zidiți casa mea, eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Așa pregătește Dumnezeu trezirea. Ridică un om și rostește un mesaj prin omul acesta. E simplu. N-a făcut Dumnezeu și istoric este dovedit lucrul acesta și de la încheierea canonului, când au existat treziri spirituale, lucrurile au fost în același fel. Dumnezeu a ridicat niște oameni și a rostit un mesaj profetic din cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a produs trezirea. Dumnezeu a produs trezirea. Și în final, în această dimineață, aș vrea să ne uităm la semnele trezirii. Da? La semnele trezirii. Nevoia de trezire, cum face Dumnezeu trezirea pentru un om și mesajul care îl trimite prin el și la semnele trezirii. Cum vedem că un popor s-a trezit? Cum vedem că un popor s-a trezit? În primul rând, versetul 12 zice așa. Zorobabel fiul lui Shealtiel, Iosua fiul lui Tzadok, marele preot, și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor. Ascultați expresia, vă rog. Au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai. Deci ei identifică că cuvintele prorocului Hagai sunt de fapt glasul Domnului. Ei identifică că cuvintele prorocului Hagai sunt de fapt glasul Domnului. Vorbește de fapt Dumnezeu acolo. De ce identifică ei în felul acesta? Fiindcă Domnul Dumnezeul lor îl trimisese. Primul lucru care se întâmplă într-o trezire spirituală este că poporul acceptă autoritatea divină a profetului. Profetul a venit cu autoritate divină. Dar au venit și înainte mulți profeți. Ce a făcut cu ei? Ce spune Domnul Iisus că au făcut cu ei? I-au omorât! N-a fost trezire spirituală. Într-o trezire spirituală, ăsta este primul lucru care se întâmplă. Oamenii ascult cuvântul lui Dumnezeu și ciudat,
diferit față de mai înainte, oamenii parcă se trezesc, mă, stai puțin. Ăsta nu e Andrei, ăsta nu e Mihai, ăsta nu e Cutărescu. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Păi ce mai, până mai înainte nu a fost cuvântul lui Dumnezeu? Ba da, dar este o trezire lăuntrică cu privire la lucrul acesta. Și vedeți, în mântuire se întâmplă o trezire spirituală la nivel individual. Pavel zice, ați privit cuvântul lui Dumnezeu nu ca pe un cuvânt al oamenilor, ci ca pe cuvântul lui Dumnezeu așa și cum este de fapt. Asta se întâmplă la nivel individual când ești mântuit. E o trezire spirituală individuală. Și vezi, când este mântuit cineva, o explozie asta spirituală în el. Se uită la ceilalți, mă, ăștia toți doar ce fac ăștia? Nu mi-a spus nimeni până acum mesajul ăsta. Nu l-am auzit niciodată până acum. Omul e tulburat, are o tulburare pozitivă. Asta se întâmplă la nivel individual, asta se întâmplă la nivel comunitar cu poporul lui Dumnezeu. El se trezește și acceptă autoritatea divină a slujitorului. În al doilea rând, poporul nu doar acceptă autoritatea, ci ascultă mesajul trimis de Dumnezeu. Spune Scriptura așa, în locul acesta, au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai. Au ascultat. Nu este o ascultare cu urechea, ci este o acceptare a mesajului. Nu există trezire spirituală fără cuvântul lui Dumnezeu. Nu există trezire spirituală fără cuvântul lui Dumnezeu. În orice trezire spirituală, cuvântul și rugăciunea au fost centrale. Factor central. Predicarea cuvântului Dumnezeu a ajuns din nou în centru. La urma urmii, o spun și pe asta, la urma urmii, domnule, să-și facă concertele lor, să cânte muzică, să facă ce vor ei. Dar vă spun că dacă ar fi o trezire spirituală, muzica ar trece pe locul, nu 2, 3. Nu 2, 3. Cel mai probabil muzica congregațională a luat locul, cânta toată adunarea. Nu profesionalismul, nu estetica, nu lucrurile astea ar fi preocuparea principală. Cuvântul ar intra din nou în centru. Că acesta este modul prin care Dumnezeu a produs trezire spirituală. Eu încă n-am auzit până acum să fie o trezire spirituală produsă de muzică. Deși mie îmi place muzica, dar nu am auzit și întrucât vreau trezire spirituală, vorbesc mai mult de cuvânt decât de muzică. Poporul ascultă mesajul trimis de Dumnezeu. 3. Poporul dobândește conștientizarea maestății divine a lui Dumnezeu. Auziți ce spune versetul 12, ultima parte. Și poporul, deci Dumnezeu vorbește și poporul s-a temut de Domnul. Dar este interesant, Dumnezeu nu face nimic special aici decât că trimite cuvântul. Dumnezeu nu-i biciuie acum odată mai tare decât i-o biciuit înainte. Nu-i pedepsește acum mai tare decât i-o pedepsit înainte. Nu, doar acum îi conștientizează asupra stării de fapt în care se găseau ei. Dumnezeu îi conștientizează cu privire la ce au făcut ei, cu privire la ce a făcut Dumnezeu ca reacție la păcatul lor. Și spune Scriptura, poporul s-a temut de Domnul. Își dau seama că în decursul acelor evenimente prin care ei au trecut, este în totalitate mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu a intervenit supranatural în poporul său. Din nou Dumnezeu se ocupă de poporul lui cum s-a ocupat în vechime. Și poporul se trezește. Poporul se teme de Domnul. Conștientizează intervenția lui Dumnezeu, maestatea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Da? În al patrulea rând, poporul este conștientizat de prezența lui Dumnezeu. Hagai vine cu un mesaj foarte scurt, foarte scurt după aceasta, în versetul 13, unde spune Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului după porunca Domnului, ia uziți, eu sunt cu voi, zice Domnul. Este un mesaj de încurajare. Da? Este un mesaj de încurajare. Domnul vrea să-i conștientizeze din nou că El este prezent, că El este la lucru, că El este între ei. 5. Poporul este trezit de Dumnezeu. Spune Scriptura așa, Hagai 1:14. Da? Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și Duhul lui Iosua, fiul lui Iosadac, marele preot. Și marele preot dormea. Ăsta n-avea unde să-și facă slujbele. El trebuia să fie primul preocupat de rezidirea templului. N-avea de lucru. Unici câștiga ăsta banii. De unde își lua ăsta pulpele? Carnea. Care îi se cuvenea de la templu. Nu știu. Și Domnul a trezit și Duhul întregii rămășițe a poporului. Vezi? Ironic, mai vezi câte un mesaj din ăsta, câte un afiș, o reclamă în asta. Seară de trezire spirituală. Ce glumă proastă. Dumnezeu face trezirea. Uitați-vă
spune de trei ori lucrul acesta, arată la trei categorii de oameni, Dumnezeu a trezit Duhul dregătorului, Dumnezeu a trezit Duhul marelui preot, Dumnezeu a trezit Duhul întregii rămășiți a poporului. Trezirea este lucrarea lui Dumnezeu. Acum problema e următoarea. Dacă trezirea e lucrarea lui Dumnezeu și noi nu ne putem trezi pe noi înșine, spiritual vorbind, dacă trezirea e lucrarea lui Dumnezeu și noi nu ne trezim pe noi înșine, atunci ce să facem? Să spunem și noi, folosim puțin limbajul apostolului Pavel, este adevărat ce spun dușmanii noștri despre noi când ne ocărăsc și spun, aha, dacă lucrurile sunt așa, atunci să dormim și așteptăm până când Dumnezeu ne trezește, nu? Nu! Nu! Adevărul este că Scriptura ne învață următorul lucru. Deși trezirea este lucrarea lui Dumnezeu, există niște metode ale Harului pe care Dumnezeu le-a dat adunării, prin care Dumnezeu lucrează trezirea. Eu dacă citesc cuvântul în fiecare zi, cu constanță, dacă mă rog, dacă vin la adunare, dacă îmi dau silința în toate lucrurile acestea, da? Dacă mă silesc pe mine în lucrurile acestea, eu nu pot garanta că voi genera o trezire spirituală nici în viața mea, nici în viața dumneavoastră. Dar, dacă nu fac lucrurile astea, e aproape sigur că nu va fi o trezire spirituală. E aproape sigur. Eu știu că Dumnezeu lucrează trezire spirituală prin cuvânt, prin rugăciune și trezirea spirituală este în primul rând o lucrare pentru adunare, pentru poporul lui Dumnezeu. Așa că mă voi preocupa de cuvânt, de rugăciune și de adunare. Și aștept și mă rog și îmi doresc de la Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze o trezire spirituală. Da? Și în final, poporul se pocăiește practic, practic și zidește casa. 14 și 15. Așa că i-au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului, oștirilor Dumnezeului lor. În ziua a 24-a lunii a 6-a, în anul al doilea al împăratului Darius. Foarte frumos. Nu spune că s-o tânguit ăstea, că au început să spună cât de păcătoși sunt ei. Eu nu zic că lucrurile astea nu sunt bune, nu sunt importante și nu fac parte din pocăință. Dar nici măcar Dumnezeu când îi cheamă la pocăință nu zice Dumnezeu, întâi plângeți-vă câteva luni de zile, tânguiți-vă cât de păcătoși ați fost voi și cât de neascultători și tânguiți-vă și plângeți-vă așa ca balcanicii, cât de greu vă merge vouă, totdeauna vă merge vouă rău, că vedeți, nu-i prosperitate, stă prost economia în țară și cum să vă apucați voi acum de zidit templu? Nu, Dumnezeu, auziți ce le spune Dumnezeu. Dumnezeu le spune simplu. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Unde-i plânsul? Unde-i tânguiala? În alte momente de pocăință în Biblie, în alte momente de trezire, vedem prezente lucrurile acestea. Și cred că sunt prezente într-o trezire spirituală. Dar accentul pe care îl pune Hagai aici este pe o pocăință practică. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. O trezire duce la o schimbare practică a lucrurilor. Practică a lucrurilor. Și spune Scriptura foarte clar aici. Așa că ei, după ce Dumnezeu le-a dat soluția asta simplă, așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor, Dumnezeului lor. Ce fel de pocăință așteaptă Dumnezeu de la noi? S-ar putea la un moment dat să învățăm. S-ar putea la un moment dat să învățăm să ne pocăim. Cu ghilimele să învățăm. Să ne obișnuim să ne pocăim. Dar tot cu ghilimele. Să mai fie o pocăință adevărată. N-ați auzit oameni care imită și în glas și în ton și în orice pocăința? Așa se pocăiește. Tot atât au ținut și pocăința lui. Asta înseamnă că noi ne mai pocăim ca să ne asemănăm cu alții, știți? Nu. Ci spun că în ultimă instanță suntem noi puși în fața acelui cuvânt pe care l-a spus Ioan Botezătorul. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Ce înseamnă să mă pocăiesc, de exemplu, față de familia mea? Dacă eu îmi neglijez soția și nu aduc în cuvânt și nu mă rog cu ea, ce înseamnă să mă pocăiesc? Să mă duc acasă să mă rog cu ea! Să mă rog cu ea! Să citesc cu ea cuvântul lui Dumnezeu, să fiu atent la nevoile ei. Ce înseamnă să mă pocăiesc față de copiii mei care sunt responsabilitatea mea? Numărul unu, nu a fratelui Mihai, a mea numărul unu. Ce înseamnă să mă pocăiesc față de lucrul acesta? Înseamnă să mă pun pe treabă și să am grijă de copiii mei și să-i cresc în învățătura și mustrarea Domnului, nu? Ce înseamnă să mă pocăiesc față de adunare dacă o neglijez? Păi simplu, să fiu serios față de adunare. Și așa mai departe. Dumnezeu așteaptă de la noi și Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne trezească la nivel individual și congregațional, să ne trezească să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu poate lucra și astăzi trezire și n-ar trebui să renunțăm niciodată la dorința aceasta, la gândul acesta al trezirii spirituale. Există atâta rătăcire și confuzie cu privire la lucrarea de trezire spirituală. Atâta confuzie.
experiențialism, emoționalism, sentimentalism. În orice trezire spirituală a fost o revărsare sentimentală și o revărsare de experiențe. Dar nu așa s-a început. Nu așa s-a început. Astea au fost niște efecte ale manifestării prezenței lui Dumnezeu. Da, au stat oameni în transă în trezire spirituală. Da, au stat oameni aruncați la pământ cu orele în trezirile spirituale. Da, au plâns, au bocit congregațiile în trezirile spirituale. Cu siguranță s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar ne apucăm noi să bocim ca să provocăm o trezire spirituală, da? Trebuie să de la început. Să ne îndeplinim responsabilitatea ca adunare, care este stâlpul și temelia adevărului, să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu, să chemăm la pocăință și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să producă o trezire biblică. Amin.